Marcel Romanescu apelează la celebra strategie dezbină și cucerește. Edilul face dezvăluiri politice din tabăra partidului rival. Acesta afirmă că în alegerile trecute, viceprimarii s-ar fi sabotat între ei. E o glumă să ai, dacă ajungi odată să ai încredere în Adrian Tudor, înseamnă că ai nebunit, iar eu n-am nebunit. Deci, într-un astfel de om nu poți să ai încredere, pentru că sunt foarte multe elemente. Că nu am probe, e clar. Dar sunt foarte multe elemente care m-au determinat în timp să-mi dau seama că, de fapt, nu face altceva decât să blocheze activitatea, nu să facă ceva în privința activității care se desfășoară în primăria municipiului Târgu Jiu. Așa a fost obișnuit. Așa a fost obișnuit permanent să tragă scaun. El a tras Aurel Popescu. Na. Nu eram eu atunci cu dânsul în partid și nu o să fiu niciodată cu domnul Adrian Tudor în aceeași formațiune. În 2017 l-a ajutat pe domnul Aurel Popescu. Da, asta e viața acum. Deși au fost contracandidați în 2017, primarul municipiului Târgu Jiu recunoaște că viceprimarului Aurel Popescu nu-i poate reproșa nimic în prezent. Nu se poate face comparație între cei doi. Domnul Aurel Popescu este un om responsabil. Este un om responsabil cu care poți să stai de vorbă. Lăsând la o parte micile noastre frecușuri de zi cu zi sau din ședințele de consiliu local, este un om care primește o sarcină și care încearcă să facă tot ce poate să o ducă la bun sfârșit. Nu l-am simțit până în momentul de față pe Aurel Popescu ca, cum să vă spun, un om care blochează. Nu. Poate nu se implică sau poate nu s-a implicat la adevăratul potențial pe care l-ar avea. Dar nici nu pot să spun, domnule, nu, Aurel Popescu a blocat. Nu. Nu există element de comparație. Nu există. La polul opus este situat viceprimarul Adrian Tudor, pe care Romanescu îl ironizează. Domnul Adrian Tudor, permanent, de când s-a născut, dânsul a vrut să fie candidat, să fie primar. Deci când a născut mă în micuța lui, e așa a fost sărăzit. Au venit moașele alea, sau nu știu cum se numesc, bătrânele acelea, ursitoare. Da, și au dat acolo în apă și a ieșit primar la primar. Dar nu i-a spus unde. De fapt, pentru dânsul era primăria de la Leleș pregătită, pentru că acolo mai avusese pe domnul Rotaru înainte și putea să se ducă fără niciun fel de problemă. Da? Nu la Târgu Jiu. Deci acolo i-a zis, ursitorul i-a zis primărie. Dânsul i-a intrat în cap pe Târgu Jiu. Nu. Greșit. Primăria Lelești. Deci la Lelești are șanse să candideze doar. De câștiga nu câștigă pentru că oamenii de acolo au un primar foarte bun acum. Tudor și Romanescu sunt în dispute politice încă de la preluarea mandatului de către actualul primar.